Astăzi, în a treia zi de Crăciun, trupa de amatori din Clubul de Teatru Valah s-a reunit și a purces la treabă. Copiii și adolescenții strânși în jurul instructorului Mihai Răboș lucrează cu pasiune pentru ca anul 2014 să-i găsească în formă. Dar deocamdată suntem tot în 2013 și o privire înapoi este mereu ca o evaluare a ceea ce trupa a reușit să facă. Anul 2013 a fost un an greu. În primul rând, constituirea trupei, pe urmă muncă foarte multă, dar și succesul de la sfârșit, nu? Și piesa a fost extraordinară, spectacolul de premieră a fost nemaipomenită. Dovada este că am primit premiul de excelență pentru Clubul de Teatru Valah. Pentru 2014, trupa Clubului de Teatru Valah are ambiții mari și proiecte frumoase. 2014 a început deja din 2013. Suntem în ultimele zile ale anului, suntem imediat după Crăciun. Se lucrează intens la o premieră absolută care se numește Cocoșelul de Tablă, o comedie. Mai avem în plan încă două proiecte. Unul este categoric cel referitor la Mihai Eminescu. Vom pregăti o seară de muzică, poezie, să vedem, mai avem de lucru, dar poezia este gata. Așa. Iar cel de-al treilea proiect este încă o piesă de teatru a cărui surpriză vă luați mai spre primăvară.